Nu știam ca iubită. Lasă, visii nesupărați, trece până mâine. Te rog, fii atent la drum. Sunt foarte atent. La tine. Ai grijă! Da, foarte atent mai ești. Păi să fii. Deci fii atent ăștia care n-au omor pe noi la drăguși, te-ai înțeles? Ai înțeles? De mult. Păi și chiar dacă ar fi viu, ce-i cu asta? Păi știi, te-ai chemat la ambulanță, te-ai ajutat, nu? Ești conștientă în spate, avem 10 tone de carne, nu? Și, și așa, eu tot toată ziua învârtindu-ne în cer. Și cine a mai învârtit? Urc o dată! Stai puțin. Ce e? Vezi? Ce? Are aripi. Păi te rog, mai înțeleg. Uită-te și tu! Are aripi, ca tine, îngerasul meu! Înseamnă că bătrâna nu m-a mințit! Care bătrâna? Vecina mea! Lucra la o fermă de păsă și acolo ochiul ei nu a născut un om în fire, să crezi? Cum adică? Păi, vara au lucrat soldații, știi, și tu sunt cam nebun. Cam sălbatici și unul dintre ei s-a împlinit o porumbacă, apoi s-a căsătorit și li s-a născut un fiu! Un fiu de la găină! Știi? Poți că e asta. Da, se prea poate. Dar dacă au găină, poate să nască lumea, atunci de ăștia ar trebui să fie milioane. Poți? Știi, un pui bine crescut, un pui ăsta ca tine, are în jur de 5 kg. Păi da, și ăsta are în jur de 40! Să mă rutai? Păi ar fi o mare afacere! Ar fi, nu? Păi hai să ne facem una! Hai! Și... Auzi, dar tu acasă ce spun? Nu, oricum nu prea pot că de ce ești acasă. Ce e? Și cu ăsta ce facem? Ăsta nu mai e proaspăt. Bogdan, nu țipa la mine, Bogdan, că țip și eu la tine! Dar s-a spus că m-a certat cu aia, Bogdan! Dar s-a părțit ură și a fost sinceră cu ea, Bogdan, și nu, și nu mă crede, Bogdan! Dar cum adică? Dar eu nu vreau să fac circ acolo, Bogdan, pe bune acum! Fata, tu mă crezi? Da, da. Pe bune, eu nu... Nu eu.
ai porc? Cu aripi? Mutat cromosomial! Ce interesant! Hai să luăm pentru experimente! Tu să le iei pentru experimente! Noi transportăm doar oamenii! Și ce? Cum adică și ce? Tu nu vezi care are? Dacă cumva are virusul gripei aviare,